Momente tensionate într-un oraș din Olanda după ce un bărbat a intrat într-un local și a luat ostatici mai mulți oameni. În scurt timp, la fața locului a venit un număr mare de polițiști, pompieri, dar și geniști. 150 de case au fost evacuate, iar circulația trenurilor în zonă a fost oprită. În cele din urmă, după o operațiune de amploare, agresorul a fost reținut. A fost desfășurare masivă de forțe în orașul olandez Ede, din centrul Olandei, după ce un bărbat a luat ostatici 4 oameni într-un bar. Agresorul, un tânăr în vârstă de 28 de ani, a intrat cu arme albe și a amenințat că va arunca localul în aer. 3 dintre ostatici erau chiar angajați la localul respectiv. Cum agresorul amenințase că are o bombă, poliția a evacuat cel puțin 150 de locuințe din jurul localului. În plus, la fața locului, poliția a trimis și un robot, precum și echipe de geniști și polițiști în echipament de protecție. După aproximativ 6 ore, agresorul a decis să se predea. El a fost încătușat și dus la secție. Bărbatul are cetățenie olandeză, locuia chiar în orașul respectiv și are deja un istoric infracțional, în trecut fiind condamnat pentru amenințări. Deocamdată nu se știe de ce bărbatul a luat ostatici mai multe persoane, iar proprietarul localului a precizat pentru presa olandeză că n-a avut conflicte cu alte persoane.